Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea Istoria Lumii. În acest episod vom discuta despre discul de aur de pe Voyager, care se plimbă prin tot spațiul. Să începem! În anul 1977, două sonde spațiale Voyager 1 și Voyager 2 au fost lansate în spațiu de la Cape Canaveral, Florida. Prima sondă lansată 20 august 1977 a fost Voyager 2 la bordul unei rachete Titan Centaur. A urmat Voyager 1 5 septembrie 1977 tot la bordul unei rachete Titan Centaur, având ca scop descoperirea unor civilizații extraterestre. Aceste două sonde au la bordul lor înregistrări cu mesaje pământene care conțin 116 imagini, sunete naturale cum ar fi cele produse de surf, vânt, ploaie, tunet, fulger și animale, codul Morse, plânsetul unui copil care este consolat de mama sa, muzică din culturi și ere diferite, formule de salut vorbite în 55 de limbi clasice și moderne, printre care și limba română. Aveți un link în descriere, precum și mesaje tipărite din partea fostului președinte american Jim Carter și a fostului secretar general ONU Kurt Wellheim. Toate acestea sunt menite să ilustreze diversitatea vieții și culturii pe pământ. Cel care a stabilit conținutul discului de aur codificat în formă analogică, care este compusă din 512 linii verticale, este astronomul Carl Sagan, consultant NASA de la începuturile programului spațial. El a contribuit cu informații de neprețuit, cum ar fi rezolvarea unor mistere precum temperaturile înalte de pe Venus și anotimpurile de pe Marte. Conținutul a fost selectat pentru NASA de un comitet condus de Carl Sagan de la Cornell University, cu o mică excepție care să nu-i permită lui Sagan și colegilor lui să includă o fotografie cu un bărbat și o femeie care sunt goi în cadrul înregistrării, deoarece NASA a primit critici din cauza nudității de pe placa Pioneer 10 și 11, predecesoarele misiunii Voyager. Discul fonograf de pe Voyager 1 și Voyager 2 este făcut din cupru placat cu aur, având diametru de 30 cm. Iar coperta din aluminiu, care pe aceasta este electrodepusă o probă ultrapură de uraniu 238, un cartuș, un ac și instrucțiuni grafice despre cum trebuie folosit. Uraniul 238 are un timp de înjumătățire de 4468 de miliarde de ani, astfel o civilizație care ar găsi obiectul să folosească raportul uraniului rămas față de elementele derivate pentru a determina vârsta discului. Cele două sonde se află acum la distanțe foarte mari de Pământ. În februarie 2015, Voyager 1 se afla la distanța de 19,5 miliarde de kilometri, a depășit orbita lui Pluto în 1990 și sistemul solar în noiembrie 2004 și-a pătruns în sistemul interstelar. Ea se va apropia de steaua Gliese 445 din constelația Ophiuchus, iar Voyager 2, deși a fost lansată mai devreme decât Voyager 1, ea a fost depășită de către aceasta din cauza că Voyager 2 a parcurs o orbită mai circulară și se află la distanță de 16 miliarde de kilometri. Se va apropia de steaua Rose 248 din constelația Andromeda. Misiunea lor primară a fost de a explora planetele Jupiter și Saturn, unde au făcut o serie de descoperiri precum vulcanii activi de pe Io, luna Jupiterului sau detaliile inelelor lui Saturn. Voyager 2 a pornit apoi mai departe către Uranus și Neptun, pe care le-a vizitat în premieră, ambele nave încă trimit către Pământ informații științifice culese din spațiu. Dacă aceste două sonde vor fi găsite de către o civilizație extraterestră sau de oameni ai viitorului, vor fi întâmpinați prima dată de către mesajul introductiv, iar dacă nu sunt găsite până în 2025, acestea vor înceta să mai funcționeze, deoarece acestea mai au 5 din 11 instrumente funcționale la bordurile lor datorită lipsei de energie de care acestea au nevoie, astfel se vor plimba prin spațiu ca niște meteoriți. Transmit acest mesaj în cosmos. Este foarte probabil să supraviețuiască 1 miliard de ani, timp în care civilizația noastră va fi profund alterată, iar suprafața Pământului mult schimbată. Dintre cele 200 de miliarde de stele din Calea Lactee, unele, poate multe, ar putea avea planete locuite de civilizații care călătoresc în spațiu. Dacă o astfel de civilizație receptează Voyager și poate înțelege aceste înregistrări, acesta este mesajul nostru. Acesta este un cadou dintr-o lume mică și îndepărtată, o mărturie a sunetelor, științei, imaginilor, muzicii, gândurilor și sentimentelor noastre. Ne străduim să supraviețuim timpului nostru pentru a putea fi în viață în al vostru. Cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, iar dacă nu v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like ca să mă simt eu bine. Mă găsiți și pe Facebook, linkul este în descriere, alături de alte 2 linkuri pe care le puteți folosi pentru a mă putea ajuta și până data viitoare v-am lăsat. Salut!